Tudor Mușat, de regulă el este anfitrionul acestui tronson, însă din nefericire nu se află într-o situație tocmai bună. O să discutăm și despre asta. Tudor, bună seara și îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună seara! Vreau să comentăm puțin situația din punct de vedere epidemiologic. Iată, la Timișoara deja am avut parte de primele cazuri în care pacienții cei drept cu comorbidități și în stare critică au decedat din cauza că nu li s-a putut oferi acel suport suplimentar pe care îl pot primi în secțiile de terapie intensivă. Ne avertizau medicii de acest lucru și totuși am ajuns în această situație. Din nefericire, da, cred că vă amintiți că noi relatam în urmă cu ceva timp despre cazul Mediaș, acolo unde era pacient care n-a mai putut fi salvat pentru că n-a mai primit un loc la terapie intensivă și coincidea asta exact cu momentul în care prefectul se rățoia la niște medici că cer suplimentarea paturilor. Ei bine, din păcate, ceea ce părea atunci un exemplu singular nefericit pare să se fi generalizat, pare să fi devenit un fenomen pe scară largă și ceea ce putem doar să bănuim în acest moment și să sperăm că nu se va adeveri este ca acest fenomen să nu ia proporții și mai mari. E cu atât mai important și, sigur, cu atât mai greu de crezut, cum spunea premierul Orban, cu cât Timișoara a fost un exemplu de bune practici, cu cât acolo foarte multe persoane au fost salvate. Iată însă că ceea ce spuneau medicii în urmă cu ceva timp și părea cumva varianta extremă și ministrul Tătaru se îndoia de acest lucru, că vor fi nevoiți să aleagă, că lipsa paturilor, lipsa locurilor îi va face până la urmă să țină pe bară, să zicem așa, pacienți care au această nevoie urgentă de terapie intensivă. Iată că lucrurile astea s-au adeverit. Mai e ceva, din câte știm, legislația interzice ca un pacient odată ajuns la terapie intensivă să fie scos ca să intre altul, până când starea acelui pacient nu este rezolvată, până când el nu poate părăsi terapia intensivă pentru că s-a vindecat sau, Doamne ferește, din păcate pentru că a decedat. Dar în niciun caz nu pot fi făcute permutări de acest fel la discreția medicilor, chiar dacă argumentele lor sunt unele valide, chiar dacă argumentele lor sunt unele bazate pe monitorizarea pacienților și așa mai departe. Nu putem să nu remarcăm, Tudor, faptul că premierul a vorbit în această seară despre faptul că totul este sub control, că paturile sunt suficiente și nu știa de situația de la Timișoara. E drept, informația a apărut în spațiul public cu foarte puțin timp înainte de interviul pe care l-a acordat. Paturile sunt suficiente până când nu mai sunt suficiente. De fapt, asta cred că este lecția, pentru că nu poți controla fluxul de pacienți la terapie intensivă. Cred că ni s-a mai spus asta de o grămadă de ori. Nu este ca marfa pe un raft. Ai pus-o, aștept să fie cumpărată, pui altă marfă și așa mai departe. Nu e un flux controlat pe bandă rulantă de cine intră, cine iese. La terapie intensivă sunt cazuri care pot ieși după o săptămână sau două, sunt cazuri care au nevoie să stea acolo și 3-4 săptămâni, poate și mai mult din ceea ce ne spune din ceea ce ne spunea chiar medicul Musa și în general din ceea ce ne spun specialiștii. Așa că da, sigur, paturile ajung. Poți face o medie la nivel național și să spui, raportat la câte cazuri avem, paturile ajung. Numai că dacă la Timișoara ai acele 6 cazuri, cum a fost acum, acele 6 cazuri fatale, degeaba ai tu 4 locuri disponibile sau media pe țară îți arată că ai locuri disponibile dacă n-ai avut în acel moment pentru acei pacienți, pentru o evoluție bruscă de ultimă oră cu complicații. Să ne mai așteptăm, Tudor, la astfel de episoade, astfel de știri deloc bune în ceea ce privește situația din secțiile ATI. La Timișoara, capacitatea la ATI este 100%. Pe site-ul primăriei am găsit aceste informații și rata de infectare este 7,63. Deși acolo, după cum spuneai și tu și a spus-o și premierul, lucrurile au fost foarte bine gestionate. Sper din toată inima să nu mai întâlnim astfel de situații. Dacă ne putem aștepta, e greu de spus, medicii avertizează de atâta vreme încât, evident, nu poți să ignori aceste apeluri și avertismente. N-are rost să te întrebi pe ce își bazează aceste predicții sau aceste spaime sau aceste avertismente, pentru că ei știu cel mai bine dacă ei au făcut avertismentele astea de mai multe ori. Dacă acum avem și nefericita confirmare a ceea ce ei spuneau de săptămâni în șir,
Nu cred că ar trebui să ocolim această eventualitate sub nicio formă. E greu să spui acum, da, ne vom aștepta, pentru că, într-un fel, flerul jurnalistului îți spune că situații de acest gen nu sunt singulare, mai ales la cum arată sistemul medical românesc. Ai vrea, pe de altă parte, din toată inima să nu se întâmple așa ceva, să nu relatezi despre astfel de evenimente nefericite. Ai vrea să ajungă paturile până la urmă pentru toată lumea, nu? Sau să poată fi prelucrate aceste cazuri cât mai eficient cu putință. Din păcate, cred că trebuie să-i credem pe medici în situația asta și cred că o dată în plus și cu atât mai mult urechea autorităților ar trebui să se aplece către acești specialiști și să vadă de ce au nevoie și nu să-i bruftuiască, așa cum făcea prefectul ăla de Sibiu, de la care am pornit discuția asta, sau să-și arate îndoială așa cum face acum premierul. În loc să se arate îndoit premierul în acest moment, ar fi trebuit să convoace de urgență o echipă de investigație a acestei situații și să fie sigur că ia măsuri atât cât îi stă în putere guvernului cât mai repede. Pe final, Tudor, vreau să lămurim puțin, să-i lămurim pe telespectatori. Noi suntem cât se poate de lămuriți. De ce tu ești acolo și eu sunt aici în locul tău în această seară și pentru cât timp se va întâmpla acest lucru? Din nefericire, ai avut parte și tu de un test pozitiv. Văd că te simți bine. Totul este în regulă deocamdată. Exact. Despre asta e vorba, despre un test pozitiv, despre o evoluție până în momentul ăsta ușoară, ca să nu zic medie, și care sperăm să rămână așa. Mi-e greu să spun pentru câtă vreme, probabil după toate estimările nu raportat la momentul în care știi că un test devine pozitiv, cred că ne aflăm undeva cam în a șasea zi probabil, atunci când, sau a cincea, nu există aici farmacie, rețete precise despre când te-ai infectat și cum va evolua boala, dar semnalmentele sunt că totuși forma este una ușoară. Dacă vrei, o dată în plus, să le împărtășim telespectatorilor noștri o astfel de experiență, sigur o pot face. E vorba de o formă în care există o răgușeală și a existat vreme de o zi, două, o tuse uscată. Există dureri de cap care vin și pleacă, nu dărâmătoare, dar nici extrem de plăcute. Există dureri musculare, la fel, nu dărâmătoare, dar cât să te țintuiască în anumite momente. Uneori o stare de moleșeală. Sunt lucruri despre care, sigur, medicii de familie spun că dacă sunt monitorizate cu atenție și dacă se aplică acea schemă de tratament în primă fază, nu preventivă, să spunem așa, care se aplică tuturor cu forme ușoare, aceste forme sperăm că nu vor degenera. E o ocazie în plus să reînnoim apelul nostru către toată lumea să nu facă rabat nicio secundă de la măsurile de protecție. Eu unul știu că nu am făcut asta. Cu toate astea, cum spuneam, nu există până în momentul de față concluzii certe despre cum se transmite acest virus. Cel mai probabil e vorba de încărcătura virală din anumite spații închise în care probabil și dacă ai masca și o porți regulamentar, s-ar putea ca pentru câteva secunde acea încărcătură să fie mult prea mare. E greu de spus, nu am de făcut decât acest apel în continuare la toată lumea să respecte aceste măsuri, să aibă grijă de sine și de cei din jur, pentru ca lucrurile astea, iată, să nu evolueze tragic și să terminăm cât mai repede, o mai degrabă mai repede decât mai târziu cu toată pandemia asta. Absolut. Îți mulțumesc tare mult, Tudor, pentru intervenție. Te așteptăm cât mai repede printre noi după ce te faci bine. Multă sănătate și ai grijă de tine. Da, continuăm știrile din